Asculți Business Integrativ la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Vă salut! Sunt Victoria Bulai și vă urez bun venit în emisiunea Business Integrativ. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare emisiune aflați povești ale antreprenorilor, managerilor și experților care vin în sprijinul companiilor și care prin acțiunile lor își aduc aportul la crearea unui mediu de afaceri sănătos și a unei societăți prospere. Așa cum v-am promis în emisiunea anterioară, astăzi revenim alături de invitata mea specială, Alexandra Sârbu, antrenor personal certificat în sport și nutriție. Cu Alexandra vom continua discuțiile începute în emisiunea anterioară legate de ceea ce ține de planurile subtile, de influența planurilor subtile, emoționale, asupra stilului nostru de viață. Alexandra, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și îți urez bun venit în emisiune. Bună, Victoria, îți mulțumesc din suflet pentru invitație, cu mare drag. Alexandra, nu aș putea să ratez momentul legat de e-book-ul pe care tu tocmai l-ai terminat și pe care urmează să-l lansezi. Dă-ne un pic din casă despre ce este vorba. Da, este un proiect la care, la fel, revenim tot ce înseamnă de organizare și ce înseamnă de obiective. Este un lucru pe care mi l-am proiectat în minte de foarte mulți ani. La început de 2023, am început să-l pun pe foaie și astăzi acest e-book a prins contur, să-i spun așa, cum îl numesc eu, copilul meu a crescut și astăzi pot să-i dau drumul în lume, cum se spune. Da, este un proiect care mi l-am dorit foarte mult. Este un e-book cu 20 de capitole, este undeva la 160 de pagini. În acest e-book recunosc că și eu am fost atrasă de această latură și am cumpărat diferite și nu am găsit ceva care pe mine să mă satisfacă, cred, exact, 100%. Să mă satisfacă 100% și să știu că în acest carte, e-book, am găsit absolut tot ce am nevoie. Nu. Și din acest motiv am venit cu acest produs pe piață. Este un obiectiv, o dorință de-a mea, să-i spun așa, o dorință foarte mare pe care mi-am dorit-o și astăzi, da, îi pregătesc lansarea ei, se va lansa în martie, este programată lansarea ei. Sper să fie publicul, să fie dornic și deschis. Receptiv, către. Eu sunt convinsă că așa va fi și eu chiar îți doresc ca această carte să devină una de căpătâi în ceea ce privește stilul de viață sănătos. Eu de-abia aștept să o lansez, să particip la această lansare de cartea ta. Te bucur de rezultate. Mulțumesc. Este un produs care într-adevăr în ea găsești atât partea nutriționistă, de nutriție, partea de nutriție, cât și antrenamente, cât și partea holistică despre care vorbeam. Emoționalul, mâncatul compulsiv. În acest e-book găsim absolut orice. Cine și-a această carte și parcurge pașii, își schimbă viața la 180 de grade. Da, și sunt convinsă că în această carte se regăsește toată experiența ta de peste 10 ani în acest domeniu, căutările tale, da, și tot ce ai experimentat tu pe tine și pe oamenii cu care ai lucrat. Da. Uite, Alexandra, pentru că ai amintit că în această carte vorbești și despre această abordare holistică, da, asupra ceea ce înseamnă, dacă vrei, ființa umană și stilul de viață pe care îl putem avea într-o manieră sănătoasă. Îmi povestea cineva la un moment dat că este o persoană motivată să slăbească, este o persoană care face mișcare și totuși, din când în când, apar aceste puseuri, să spunem, aceste pofte de anumite alimente, de anumite produse, care în acele momente par a fi irezistibile. Da? Și le încearcă și apoi iarăși le încearcă, apoi iarăși reia programul de sport, nutriție și așa mai departe. Ce se întâmplă în acest caz? Aici vorbim clar despre niște probleme emoționale nevindecate. Încercăm să ne amăgim că mai luăm o dietă și vom avea sigur rezultate, posibil să avem rezultate, dar este ca un cerc vicios.
nerezolvând problema de la rădăcină, vom ajunge în același punct. Aici deja sunt probleme emoționale, ceea ce am descoperit în cursul pentru dezvoltare personală, tot ce ține de partea de emoțional în 2023, am descoperit un lucru pe care pe mine m-a surprins. Putem asocia rana umilinței cu pofta de fast food, de sosuri. Am rămas foarte, foarte surprinsă de acest lucru și aici nu vorbim de umilință în sensul rău al cuvântului, fără să ne dăm seama, ca și părinți, către copiii de mici, pentru că cei 7 ani de acasă sunt cei mai importanți. Și de cele mai multe ori inconștient. Exact, da? Fără să ne dăm seama, spunem copilului că de ce el a luat 10, tu nu ai luat 10, sau diferite lucruri încât să-l punem într-o postură mai inferioară decât ar trebui pus, pentru că trebuie să-l punem pe piedestal dacă vrem să-l creștem un adult echilibrat, că despre asta este vorba. Și aici ajungem niște adulți cu niște trigări, cu niște probleme emoționale foarte, încât nu ne dăm seama de ce atragem respectivii oameni în viața noastră, de ce ne ducem către mâncare, încât nu ne putem controla. Adică nu trebuie să ajungem, când ne controlează o farfurie, acolo este un lucru care trebuie rezolvat din interior. Ce alte probleme, să spunem, sau disfuncții emoționale care ni se trag din copilărie, că de cele mai multe ori de acolo ni se trag, chiar dacă, așa cum spuneam, ele vin către noi spre binele nostru din punctul de vedere al părinților de la acel moment, da? Ce alte probleme sau disfuncții emoționale ai mai identificat în acest proces de alimentație sau nutriție disfuncțională? Am descoperit rana abandonului, la fel, și aici nu vorbim de copii abandonați, nu. La fel, vorbim de părinții care, la fel, ei și-au crescut copiii cum au considerat ei cel mai bine, fără să le facă rău, dar implicit s-au focusat mai mult pe job, s-au focusat mai mult să le crească, să le crească pe partea financiară și să le ofere un statut financiar foarte bun și au lipsit din viața lor foarte mult. Și aici vine rana abandonului, care mergem către dulce foarte mult, zahărul. De ce vedem persoanele care mănâncă foarte multă ciocolată? Zahărul este singurul care amorțește nefericirea și rana de abandon. Da. Este singurul lucru care ne dă fericire de moment. De ce mâncăm o ciocolată? Suntem bine jumătate de oră și apoi cade și mai tare cădem. Pentru că, da, căderea și vine să mănânci de 2 ori mai mult. Este singurul lucru care ne dă fericire de moment. Extraordinar! Cât de important este să îți descoperi aceste răni, da, și să știi să te îndrepți către ele, să le conștientizezi astfel încât să poți să eviți acele impulsuri de moment, că până la urmă a te îmbuiba cu un anumit fel de mâncare sau cu mai multe feluri de mâncare e un impuls de moment, zic eu, și după care această dorință crește. Da. Să înțelegem că în acest e-book al tău sau în cadrul maratoanelor tu abordezi aceste subiecte? Da, eu trecând prin toate și sunt atrasă, mie îmi place foarte mult latura asta, la fel ca și nutriția, cred că ea m-a găsit pe mine din nou, da, procedez și introduc această abordare pentru a rezolva. Degeaba îi dau eu cel mai bun regim, plan de nutriție foarte bine structurat și calculat, dacă nu merg să rezolv și partea de emoțional, de interior, ce o supără pe clientă, ce este, nu va avea rezultat. Sau va avea rezultat pe moment. Da. Trebuie să fim bine cu noi, iar dacă noi suntem bine cu noi, suntem bine și cu ceilalți din jurul nostru. Nu mai avem nevoie de validare. Nu mai avem nevoie de a căuta validare în ceilalți din jurul nostru, să fim văzuți, să demonstrăm ceva, pentru că la urma urmei și goana asta ca un hamster într-un cerc e pentru a demonstra, vine la fel dintr-o nefericire și dintr-o frustrare în continuu. O nemulțumire interioară. Da. Da, eu te felicit, Alexandra, pentru că ai adus o lumină cu totul nouă asupra ceea ce înseamnă programele de antrenament și nutriție. Și așa cum spuneam, sunt nerăbdătoare să particip la lansarea e-book-ului tău, să-l achiziționez și să reintru în acest proces
printr-un maraton de nutriție, da, pe care tu l-ai deja lansat. Uite, aș vrea să mai discutăm despre anumite aspecte, da, sau anumite abordări pe care le pot avea persoanele care sunt lipite de birou prin activitatea lor, da? Astfel încât să poată ieși din acel cerc vicios despre care povesteam la început. Ce ar putea să facă, așa, cu pași mici? Eu ce recomand, în primul rând și în primul rând, ce recomand clientelor ce lucrează, stau foarte mult la birou și mai ales lucrează și de acasă, încerc să le spun seara, înainte de culcare, nu mai ne focusăm pe ce n-am făcut în ziua respectivă și este făcută, deci chiar am făcut o statistică pe maratoane și a dat un rezultat spectaculos. Nu ne mai focusăm pe ce n-am făcut în ziua respectivă, nu ne mai gândim câte trebuia să fac și totuși nu mi-au ieșit. Ne punem pe foaie și scriem 15 recunoștințe. Suntem recunoscători în ziua respectivă ce ne-a ieșit, că ai reușit să stai 10 minute tu cu tine, să te gândești și să te relaxezi. Este o recunoștință că ți-a permis Dumnezeu și Universul să poți să stai acele 15 minute. Că poți, eu sunt recunoscătoare și astăzi am fost, că am putut să stau jumătate de oră să-mi beau cafeaua în liniște. Sunt recunoscătoare că mă bucur de acest interviu cu tine și fac parte din el. Adică încerc să le spun, trebuie să ne focusăm pe lucrurile mici pe care noi le avem și le obținem, pentru că din lucruri mici cu pași mici facem lucruri mari, adică și un bulgăre de zăpadă îl pornești de mic, de la zero, dar crezi în el, atunci să construiești un om de zăpadă. Da, deci vorbim despre partea de recunoștință, recomandă și să te focusezi pe ceea ce ți-a reușit în ziua respectivă, nu ceea ce nu ți-a reușit. Da. 15 recunoștințe, okay. Răspund clar, să-și scrie pe foaie și muți focusul la odihnă. Nu-ți mai merg motorașele pe ce n-ai făcut și stai toată noaptea și nu te odihnești. Mulți focusul pe ceea ce ai făcut și ești mulțumit și creierul lucrează cu ceea ce ai făcut tu. Și a doua zi pornești ziua mai productiv. Exact, și pleci de pe un alt teren. Clar. Da? Despre un și astăzi alt puțin, teren. Mâine puțin, construim în 4 săptămâni un teren destul de curat. Și o altă idee? La fel, când mâncatul compulsiv le spun să-mi scrie, să văd, am avut chiar într-o seară o clientă pe grup, a scris, ea nu mai poate, vrea ceva dulce. I-am spus, mergi 15 minute, puneți muzică și fă-ți recunoștințele și după 15 minute îmi scrii că la final am ceva surpriză dulce pentru tine. De la cele 15 recunoștințe am redirecționat către un ceai, deja a trecut jumătate de oră și ea și-a dat seama că acea poftă de dulce a fost compulsivă. Ea nu a mai simțit-o. Făcându-și recunoștințele, relaxându-și corpul și punându-l într-o stare de relaxare, el nu a mai cerut acel zahăr, cortizolul nu a mai cerut acel zahăr ca el să poată să reziste. Da, și a fost totul bine. Da. Pe parcursul unei zile, da? Pentru că așa cum spuneam un pic mai devreme, pentru că am luat exemplul unei persoane care lucrează în corporație și am adăugat și elementul că lucrează de acasă, pe parcursul unei zile, ce ar putea să facă această persoană astfel încât primul impuls să nu fie cel de a deschide frigiderul, de a lua o sticlă de cola sau de a lua ceva fast food de acolo? Are posibilitatea să iasă, le spun. Ai posibilitatea 10 minute, un sfert de oră la pauză, 20 minute, să poți să ieși afară, efectiv sau pe balcon, să te recreezi, să te relaxezi, să-ți oxigenezi creierul, este perfect. Nu stai cu tine, pune-ți un 10 minute muzică de relaxare pentru că relaxezi corpul, cortizolul scade, deja intrăm într-o stare de relaxare, stai puțin cu tine, fă-ți un ceai, gândește-te, le spun și lor, gândește-te la ceea ce vrei să faci, proiectele pe care ți le dorești, pune-le pe foaie, nu te mai du la frigider. Gândește-te tu ca persoană către tine, ce îți dorești să faci? Vreau să fiu mai liniștită, vreau să fiu mai calmă sau vreau să-mi dezvolt, mai ales lucrând cu foarte multe femei, eu apreciez femeia care se dezvoltă. Și aici vorbesc și pe partea emoțională și pe partea de business. Femeia independentă, care nu depinde de absolut nimeni, din niciun punct de vedere, cât emoțional, cât și financiar. Puneți pe foaie, poate îți găsești un vis, o dorință, o vocație. Sau poate o ai deja și vrei să o implementezi, pune-o pe foaie, ce faci pentru visul respectiv? Și pașii respectivi
te duc către visul tău. Da. Ce constat eu aici sunt două aspecte. Odată îți muți focusul, da, de pe ceva din de pe ceva ce nu ai făcut, nu ai realizat, pe recunoștință, pe ceea ce ai făcut și pentru ceea ce ești recunoscător, da? Odată. Da, da, da. Și doi, constat că prin ceea ce recomanzi tu creezi un spațiu, da, între dorință și reacție. Exact. Da? Fără că ele să-și dea seama. Că, foarte interesant. Creezi acel spațiu de reflecție până la urmă, da? Care cel mai probabil diminuează din acea dorință puternică, acel impuls puternic, da? De a merge către frigider, către dulap și așa mai departe. Bun. Și totuși, ce se întâmplă? Da? Ce putem face dacă nici acel spațiu, da, și nici acel focus mutat spre o altă direcție pozitivă nu ne ajută? Clar, acolo sunt lucruri mult mai în interior. Trebuie să se sape mult mai bine, adică trebuie săpat mult mai bine pentru a ajunge la problemă. Și aici recomand să meargă fără nicio problemă și fără nicio rușine către un terapeut, pentru că ne ajută foarte mult. Eu recunosc, eu merg, sunt foarte încântată, foarte mulțumită, eu fac și cu mine, eu în fiecare zi lucrez cu mine. Pe lângă că lucrez la proiectele pe care le am, eu lucrez cu mine și le recomand să meargă către terapie, pentru că se rezolvă, nu este nimic de nerezolvat. Clar, vor fi niște pași de parcurs nu tocmai plăcuți, pentru că scoatem totul, dar la final, cum spun eu, fix ca o mobilă, suntem, care în interiorul nostru, care n-am curățat-o și ceva corpul timp. Trebuie curățat și da, el. Da, n-am da. Curățat-o și s-a adunat praf. Păi mergem să curățăm. Sau să mai aruncăm ceva de acolo, exact, da, să înlocuim cu ceva nou, extraordinar. Din pentru nou că ne întoarcem către abordarea holistică despre care povesteam la început. Din urmă. Da. Venim din urmă, suntem 80% noi cu ceea ce avem din spate, de la părinți, de la bunici, de la suntem, venim din urmă, că stăm și ne gândim, sau am mai văzut și în cercul de prieteni cum copilul respectiv face fix ca mama sau face fix ca tatăl. Categoric. Pentru că el vine, noi copiii sunt programați, noi suntem programați de părinți, nu pune acolo, nu fă aia, în loc să-i lăsăm să se dezvolte ca adulți, ca copii, să devină ei adulți cum consideră, pentru că și copiii au și ei caracterul lor, au. Noi programăm așa ca pe un calculator. Eu am mai constatat faptul că, și aici vorbesc din experiența proprie, nu că aș fi, să spun, reușit ca un părinte ideal, dar zic eu că am reușit ca un părinte bun în tot acest proces de creștere și dezvoltare al copilului nostru. Contează mult și exemplul personal, pentru că am constatat că și cu bune și cu rele, da, exemplul personal este exact al părintelui, exact, este preluat la nivel subtil, exact, de către copil. Da. Și pe plan de nutriție, la să fel spunem așa, și fizic, la fel putem să influențăm copiii, să ne influențăm copiii într-o manieră subtilă, prin felul exact nostru de a fi și de a ne comporta. Ei fac ce văd acasă, pentru că părinții sunt, pentru ei sunt, cum se spune, temple, statui, și ei fac ceea ce văd acasă. Păi dacă mama țipă toată ziua, păi va țipa și copilul când va fi un adult, la fel, se va comporta. Și de sau unde? Dacă în familie se mănâncă fast food, nu se exact face mișcare, la fel, cu și altele categoric. El preia pentru că dacă tata și mama a făcut, păi este sănătos, este literă de lege, ei sunt exemplu pentru mine, așa este sănătos să cresc și eu. Da, sau așa este corect. Da, exact, da? Corect. Este maniera da în care am văzut că se procedează. Alexandra, să știi că noi cu pași rapizi ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Cu regret spun acest lucru, dar mai am câteva aspecte de acoperit. Unul dintre ele este legat de cum te găsesc, cum te pot identifica, găsi cei care ne ascultă și ne privesc și care vor fi interesați de programele tale. Mă pot găsi pe Instagram, este și pe Facebook. Alexandra Sârbu, nutriționist, mă pot găsi fără nicio problemă, îmi pot scrie pe adresa de e-mail.
îmi pot scrie pe tele, adică mă pot suna, îmi pot trimite mesaj fără nicio problemă, dar pe Instagram și pe Facebook sunt acolo. Alexandra Sârbu, nutriționist, pe Instagram. Da. Da? Da. Și de acolo poate porni comunicarea dintre voi și poți oferi mai multe detalii de contact, da? Și exact. Cum să vă întâlniți și să vă conectați. Acum, pe final de emisiune, eu chiar te-aș invita să adresezi personal câteva recomandări sau sfaturi, cum vrei tu să le numești, publicului nostru, legat de un mod de a avea un mod de viață sănătos. Poate să fie chiar o concluzie a tot ceea ce am povestit astăzi sau un element de noutate. Le recomand și vă recomand cu mare drag. Lucrurile, adică slăbitul cât și menținerea după nu este o... Nu trebuie să o luați ca pe o corvoadă și că lucrurile sunt foarte simple. Tot ce ne impunem noi, tot ce ne... Ca și obiectiv, ca și scop, totul se îndeplinește. Orice dorință, dacă are puțină energie și credeți în ea, toate lucrurile se întâmplă. Trebuie să credeți în voi și trebuie să credeți că veți ajunge acolo și cu siguranță veți ajunge. Și mai ales că tu ai venit și cu un set de instrumente, da, pentru a atinge acele obiective. Ai descoperit și, să spunem, problemele subtile sau accesul către problemele subtile sau disfuncțiile subtile, astfel încât să putem să tăiem răul de la rădăcină sau să vindecăm acolo, da, de unde pleacă problema. Exact, da. Alexandra, eu țin să-ți mulțumesc încă o dată și de 1000 de ori pentru prezența ta în această emisiune, pentru toate informațiile prețioase pe care ni le-ai adus, pentru să te felicit pentru ceea ce faci și să ne ții la curent cu lansarea e-book-ului și cu toate programele tale. Mulțumesc din suflet, Victoria, și chiar îți mulțumesc și sunt recunoscătoare că am putut că fac parte din viața ta, din prietenii tăi, din oamenii cu care construim frumos. Este reciproc, Alexandra, îți mulțumesc și eu. Dragii mei, vă mulțumesc că ați stat alături de noi pe parcursul întregii emisiuni. Sper că aceasta, mai ales pentru că este și început de an, a adus un mare plus valoare și vă va ajuta să vă îndepliniți scopurile așa cum vi le-ați propus. Eu vă urez numai bine și pe curând!